Bună ziua, Andreea! Bună, Tamara! Bună ziua tuturor! Numele meu Bună este ziua! Tamara Pătrunjel și sunt hipnooperator extern al metodei Grifasi, student al CG Academy și mulțumesc suportului Telepat de astăzi, Andreea, că mă însoțește în această nouă sesiune investigativă. Oricine dorește informații despre o sesiune personală mă poate contacta trimițând un e-mail. Veți găsi toate detaliile mele în partea de text dedicată acestui videoclip. Suntem la ciclul investigativ 175. Protocolul 1 este un protocol mic deoarece este format din două părți. Prima parte este formată din întrebările fixe, unde nu se intervine, iar a doua parte este partea explorativă, unde se vor investiga informațiile apărute în prima parte. După cum bine știți, suportul telepat nu cunoaște subiectul sesiunii de astăzi, așa că, Andreea, te rog să te pregătești. Așează-te comod. Ești pregătită? Imediat. Ok. Facem împreună trei respirații profunde. Și din acest moment începi să te relaxezi tot mai mult cu fiecare respirație a ta și voi începe să număr descrescător de la 10 la 1 și cu fiecare număr te relaxezi și mai profund. 10, 9, 8. Șapte, tot mai profund. Șase, mintea ta începe să se facă din ce în ce mai puțin prezent. Șase. Cinci. Orice zgomot sau mișcare din jurul tău te va relaxa tot mai mult, scufundându-te greu profund. 4, 3. Ești relaxat. 4. Foarte relaxat. 5. 2.
te scufunzi tot mai mult în această stare de relaxare. Respiră profund. Andreea, te conectezi cu termenul și cu informațiile prezente în planul metafizic în ceea ce privește homosexualitatea. Iar eu, cum te simți? Am o stare de agitație. Unde simți această stare de agitație, Andreea? Observă. În mâini. Picioare. Piciorul stâng foarte mult și piept. Foarte bine. Acum, la trei al meu, vei aduna toată această stare emoțională pe care o simți, o faci un gem și o vei arunca printr-un portal. 1, 2, 3. Ok. Și închizi acel portal. Da. Iar acum îți ridici frecvențele la nivelul tău maxim optim de funcționare, îți echilibrezi corpul emoțional și te simți foarte bine. Ok. Cum te simți? Mult mai bine. Foarte bine. Acum, număr de la 1 la 3, iar la 3, observă din perspectiva metafizică care factori sau condiții determină alegerea identității sexuale a unei ființe umane ca aparținând sexului masculin sau feminin. 1, 2, 3. Curiozitate. Altceva? Deci doar din perspectiva metafizică. Nu-mi vine nicio informație. Ok. Din nou, în ceea ce privește perspectiva metafizică, ce determină intersexualitatea acelor persoane care au caracteristici sexuale primare și sau secundare care nu pot fi definite exclusiv masculin sau feminin? Cuvântul DNA. Foarte și la început, bine. Și la început am avut cuvântul curiozitate, dar DNA se face tot mai prezent acest cuvânt, acest termen. ADN-ul. Foarte bine. ADN-ul. Ce factori sau condiții determină la om sentimentul de apartenență la genul masculin sau feminin sau non-binar, adică transgender, din punct de vedere cultural și non-biologic?
Este ceva care nu îmi permite să am acces la anumite informații. Simt ca un fel de foaie transparentă pusă asupra informațiilor care se află după această foaie, în spatele acestei foarte foi. Bine. Acum, la trei al meu, observă cum dispare această foaie. 1, 2, 3. Iar tu vei percepe toate informațiile foarte ușor. Îți mai repet o dată? Îți mai citesc o dată întrebarea? Da, mulțumesc. Ce factori sau condiții determină la om sentimentul de apartenență la genul masculin sau feminin sau non-binar, adică transgender, din punct de vedere cultural și non-biologic? Necurespunzător. La ce se referă necorespunzător? DNA. Necorespunzător. Nu știu dacă este în linie cu ceea ce m-ai întrebat, dar este informația care o am. Foarte bine. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi la termenul homosexualitate și din perspectiva pur metafizică, spune-mi ce captezi. 1, 2, 3. Alegere. Dar eu simt foarte mult că ceva nu îmi permite să intru. Am în partea stângă a corpului, simt niște frecvențe joase pe toată partea stângă a corpului, mai ales în partea piciorului. Foarte bine. Ok, la trei al meu, acea frecvență se va pune în fața ta. 1, 2, 3. Spune-mi ce observi sau percepi. O umbră neagră care se conectează la piciorul meu, la genunchiul meu stâng. Chiar dacă este în fața mea, este totul foarte întunecat, doar pot vedea această umbră neagră în față. Mi-a venit cuvântul dezincarnat, dar... Ok, nu te... Da, nu ne panicăm, se rezolvă. Observă ce permite din interiorul tău ca acest dezincarnat să fie în sfera ta energetică. 1, 2, 3. Tensiune. Unde simți această tensiune? În partea toracică și abdominală. Ok. Observă această tensiune. O formezi tu sau ți este indusă? Se conectează mai ușor prin faptul că eu am deja înăuntrul meu produc această tensiune și este amplificată. Observă tu de ce produce această tensiune, această emoție. Pentru a nu cunoaște. Pentru a cunoaște anume ce? Pentru a nu putea cunoaște. Aha. Ok. Pentru a nu avea informațiile necesare în această sesiune. Am înțeles. Să înțeleg că nu tu produci această emoție. Nu, este foarte amplificată, nu. Nu, ok. Observă cine îți
transmite această emoție, cine ți induce această emoție la trei al meu și să se pună în fața ta. 1, 2, 3. Este un faraon negru. Vrei prea multe să știi. Așa spune? Nu e nicio problemă. Îi blochez și dezincarnatul și acest faraon la trei al meu. Sunt blocați. 1, 2, 3. Foarte bine. Acum citește ADN-ul eteric al acestui faraon. Nu pot să știi. Ba, eu pot, pentru că vreau. Cine te crezi? Andreea, deconectează-te și nu te conecta la el, da? Deconectează-te. Foarte bine. Okay. Scoate-i din spațiul tău energetic, la trei al meu, vor ieși din spațiul tău energetic complet. 1, 2, 3. Sunt blocați. Bate cu pumnul în acest geam, să spunem așa. Bate cu pumnul. Nu vor reuși să-l scoată, da? Observă dacă ceva din tine le permite, totuși, observă din interiorul tău să aibă astfel de reacții. Eu pot spune multe. Da, foarte bine. Observă nu sunt de acord. Aha, observă dacă acest faraon are legătură cu sesiunea de astăzi, cu subiectul de astăzi. Nu neapărat. Nu neapărat? Atunci de ce ne vizitează? Nu trebuie să spun. Și tu îl crezi? Nu. Nu. Observă dacă acești doi, dezincarnatul și această entitate, sunt conectați direct la tine. Nu. Nu. Foarte bine. Foarte au bine. Găsit acces într-un anumit moment. Care a fost acel moment? Frică. Ai simțit tu frică? Nesiguranță. Ai simțit tu? Într-un anumit moment în care eu am avut o nesiguranță, în care eu nu credeam. Nu credeam în mine. Acum, înainte să începem sesiunea? De aseară. Ok, foarte bine. Și acum mai simți această nesiguranță, această neîncredere în tine? Observă. Foarte puțin. Unde o localizezi această nesiguranță ta, neîncredere? În brațe mai mult acum. Foarte bine. La trei al meu, scoți această emoție, această neîncredere și nesiguranța ta, o faci un gem și o arunci pentru un portal la trei al meu. Toată să iasă afară. 1, 2, 3. Ok. Ai aruncat-o prin portal? Da. Foarte bine. Închide portalul. Iar acum observ aceste două entități. Ca și cum s-ar deveni puțin mai mici. Foarte bine. Acum, acestui faraon deschide un portal la trei al meu și îl trimiți prin acel portal. 1, 2, 3. Închid și portalul. Ok. Foarte bine. Iar acum, întreabă dezincarnatul
Dacă vrea să-și găsească liniște, îi dăm informațiile necesare și îl ajutăm să treacă mai departe. Da, am nevoie, a spus. Foarte bine, la trei al meu, împreună îi dăm toate informațiile necesare. 1, 2, 3. Le-a primit? Da. Foarte bine. Iar acum îi arătăm cum să-și deschidă un portal al lui de înalte frecvențe, dimensional, unde să meargă, să-și găsească liniștea și tot ce vrea el. La trei al meu. 1, 2, 3. Și să intre prin acel portal. Spunem dacă a făcut-o. Da, acum pășește, are o valiză cu el. Foarte bine. Și pășește. Îmi spui când a intrat. Da. Și a cerut scuze înainte. Nu e nicio problemă. Îmi spui când și-a închis portalul. Gata. Foarte bine. Acum mergem mai departe. Da? Tu te simți bine? Foarte bine, bine, da. Foarte bine, Andreea. Înainte să începem, vreau ca tu să-ți reglezi frecvențele la nivelul tău maxim de funcționare, cu multă încredere în tine, da? Cu multă încredere în sine și multă liniște. La trei al meu, totul este echilibrat. 1, 2, 3. Ok. Foarte bine. Eram la întrebarea, am să o mai pun încă o dată, da, că am fost deranjate. Număr de la 1 la 3. Este posibil 3. Să mai fim deranjate. Nu cocrea. Nu cocrea. Ok? Mi s-a ai transmis. Încredere. De către cine? Observă. Voi credeți nu că cred. Veți reuși? Ok. Observă cine a spus acest lucru. La trei al meu este în fața ta. 1, 2, 3. Chestia amuzantă sesiunea de astăzi. Pare ar părea ca o ființă de lumină, dar nu este tocmai o ființă de lumină. Dintr-un alt plan, de unde privește ființele umane, iar prin niște fire transmite niște informații eronate pentru a nu capta informațiile necesare deschiderii. Andreea, observă aceste fire pe care le-ai observat. Unde sunt conectate? Pe planeta Pământ cu multe persoane. Iar Am noi înțeles. Acum fiind în sesiune, reușim să vedem cum lucrează da. Această entitate. Uite, citește ADN-ul eteric la trei al meu și îmi spui și forma și îi reconstruiești și forma originală. 1, 2, 3. Ca o bază de date cu multe informații, cu așa arată entitatea? Codici. Da. Cui aparține această entitate? Pluto.
Pluto vine de pe planeta Pluto? Pare că da. Ok. Și șeful acestei entități? Cine este? 1, 2, 3. Drago. Draco. Draco. Un Draco. Ok. Foarte bine. Nu e nicio problemă. Acum, să înțeleg că aceste fire vor să blocheze informațiile pe care noi le-am trimite către umanitate, nu? Și exact. Umanitatea să nu le primească din această sesiune. Foarte bine. Nu este nicio problemă. Această entitate, la 3 al meu, va dispărea printr-un portal. 1, 2, 3. Ok, închid portalul. Iar acum, mai observi acele fire? Nu, dar când tu mi-ai spus să închizi portalul, am avut fraza că în curând, foarte curând, vor fi niște evenimente drastice. Noi nu co-creiem cu ei. Ok. Sunt informații mult prea importante care le-am putea descoperi prin prisma acestei sesiuni. Da, și le vom descoperi. Pentru că asta este voința noastră. Să ajutăm umanitatea. Asta facem. Și nu co-creiem cu ei. Nu avem de ce să-i ascultăm. Ne vedem de sesiunea noastră. Deci ai spus totuși acele fire nu se mai văd, da? Nu. Au dispărut odată cu acea entitate? Undeva suspendate. Unde sunt suspendate, Andreea? Observă. Cam la jumătatea de distanță dintre Pământ și unde se află acest plan. S-a oprit undeva la jumătate. Pentru a fi conectate într-un ulterior moment. Acum nu sunt conectate, să înțeleg? Nu. Nu. Foarte observă puține, când dacă foarte puține sunt conectate și la ce sunt conectate și cu ce scop? Teroare, cu scopul de a teroriza. Ok, prin prisma ce? Prin prisma informațiilor. Spune informații eronate. Ce? Aha, am înțeles. Informații eronate. Da, spunem la ce frecvență vibrează? 45. 45? Cu plus sau cu minus? Cu plus. Cu plus? Ok. Vei observa ceva, Andreea, voi face acum. Cum voi forma o energie de aceeași frecvență, 45, dar de semn opus și cu diferența de potențial, se va anula. Se vor anula acele fire care sunt conectate la populație, la Terra. Când voi începe să număr de la 1 la 3, în momentul când s-au anulat, s-au distrus, s-au dispărut acele fire, tu îmi spui stop, da? În momentul în care au dispărut. Da.
Deci, aceeași frecvență, semn opus, diferența de potențial, va anula acele fire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. S-au distrus? Deja dinainte erau speriați. Mm-hmm. Foarte bine, Andreea. Hai, continuăm. Gata, deconectează-te de acolo. Da. Și continuăm. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi la termenul homosexualitate și din perspectiva pur metafizică, spunem ce captezi. 1, 2, 3. DNA încrucișat. Mm-hmm. Experimente. Ok. Foarte bine. Mai percep și altceva? O neacceptare. Se creează o neacceptare. Mm-hmm. Și prin această emoție, prin această energie care se creează, este amplificat, este amplificată ca un fel de eprubetă. Mm-hmm. Cu această soluție verde care ar clocoti cumva în această mare eprubetă. Mm-hmm. Foarte bine. Ok. Acum privește relația dintre partea subliminală și homosexualitate dintr-o perspectivă generică și non-individuală. Ce captezi? Poți repeta? S-a întrerupt. S-a întrerupt. Ok. Acum privește relația dintre partea subliminală și homosexualitate dintr-o perspectivă generică și non-individuală. Ce captezi? Cromozomi. Mm-hmm. Cromozomi eronați. Cromozomi eronați, încrucișați, împerecheați, pentru individualizarea unor noi probabilități. Mm-hmm. Foarte bine, Andreea. Ok. Și acum, relația dintre partea subliminală și homosexualitate. Ce percepi? Prizonieri. Prizonieri, ok. Mergem mai departe. Privește homosexualitatea de-a lungul istoriei planetei noastre și spunem ce informații captezi. La 3. 1, 2, 3. O normalitate. Mm-hmm. A fost nevoie de încrucișări. De cromozomi, dar este o normalitate. Normalitatea nu reușesc să am această Este Spune-mi normal, ce se întâmplă. Este normal să se fi făcut experimente de orice fel pentru a testa capacitățile
și posibilitățile care le poate transmite ființa umană. Foarte bine. Ok. Termenul homosexualitate datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Observă din punct de vedere ezoteric necesitatea pe care o are societatea de a inventa acest termen pentru a defini orientarea sexuală a unei persoane. Este prezentă înainte de Hristos. Mm-hmm. 392 înainte de Hristos. Mm-hmm. Poți repeta? Te rog, Da? Cum să nu? Întrebarea. Da. Deci, termenul homosexualitate datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Observă din punct de vedere ezoteric necesitatea pe care o are societatea de a inventa acest termen pentru a defini orientarea sexuală a unei persoane. Face parte din marea manipulare, este o metodă de manipulare, deși nu îi se dă această importanță, nu îi se dă această valoare, dar este o metodă de manipulare subtilă. Mm-hmm. Mm-hmm. Dar simt o, când ai făcut întrebarea, o energie foarte, foarte scăzută în ceea ce privește acest termen. Mm-hmm. S-a Okay. creat mult mai mult decât s-au făcut niște, s-au clădit niște stereotipuri. Mm-hmm. Și s-a exagerat, s-a deviat. Nu știu dacă îți sunt de folos aceste informații, ba, dar da. Este ceea ce îmi vine. Ba, da. Sunt foarte bune informațiile. Ok, deconectează-te de aici. Iar acum. Acum compară homosexualitatea vremurilor trecute cu cea actuală în ceea ce privește planul fizic și metafizic. Și spune-mi ce percepi la 3. 1, 2, 3. Diferența este curiozitate în zilele noastre. Mm-hmm. Degenerare de la ceea ce este mm-hmm. homosexualitatea. Au fost împinși să producă această curiozitate în mod excesiv, dusă la extrem. Mm-hmm. În trecut era o normalitate
Pentru că în fiecare dintre noi există ambele sexe, îmi vine. Exact. Ambele energii. Ambele masculin și energii, feminin. Da, ambele energii. Și era ceva normal. Dar, prin influențe externe și prin dorința de a face experimente, au fost induși în a crea foarte multă curiozitate. Este necesar pentru a crea o societate handicapată. Da. Deja asta duce la altceva. Mai bine spus, eronată. Eronată. Oricum, vom amplifica, dezvolta toate lucrurile acestea în partea explorativă. Foarte bine, Andreea. Acum deconectează-te de la aceste informații și trecem la partea explorativă. Așa. Acum începem de la punctul 1. Când ți-am citit întrebarea, da, număr de la 1 la 3, iar la 3 observă din perspectiva metafizică care factori sau condiții determină alegerea identității sexuale a unei ființe umane ca aparținând sexului masculin sau feminin. Tu mi-ai spus curiozitate. Acum, pentru a explora mai mult aceste informații, spunem a cui curiozitate este în alegerea aceasta, Andreea. 1, 2, 3. Ființa umană naște ca o ființă curioasă în a explora. Iar fiindcă noi avem această posibilitate de a ne cunoaște, alte entități, dacă le pot numi așa, au profitat de această posibilitate a noastră de cunoaștere și de a fi curioși în a cunoaște. Cum au profitat sau cum încă profită de pe acest lucru? Dar acum ne rezumăm doar la subiectul de astăzi. Spunem cum profită în legătură cu homosexualitate, transgender, intersex? Prin preluarea cromozomilor sunt analizați, testați, făcut să vibreze la o anumită frecvență, apoi sunt introduși în anumite persoane pentru a amplifica și pentru a degenera de la ceea ce e un stat natural. Ok, bun. Acum observă, când se introduc aceste modificări în corpul persoanei? Prin un act sexual. Printr-un act sexual? Sau un act de euforie. Pentru a fi, pentru ca persoana să nu realizeze că ceva se întâmplă din exterior. Pentru a nu realiza ceea ce se întâmplă. Ok. Acum observă, când te-ai referit la un act sexual sau o stare de euforie, aici ne referim deja
sunt două persoane de același sex sau sunt Nu persoane neapărat. Cu sex diferit și după aia încep să aibă aceste înclinații spre homosexualitate? Da, eu am avut imaginea unui bărbat cu o femeie. Așa. Și bărbatului i-a fost injectat, să spunem, acest cromozom care a fost denaturat, care a fost schimbat într-un fel. I s-a schimbat frecvența. Acum am înțeles ce vrei să spui. Stai, când două persoane fac dragoste, da? Sex, când au acea relație intimă, femeie și bărbat, să înțeleg că ei, când s-a introdus acești cromozomi modificați, când va lua naștere, când embrionul se va forma, copilul se va naște cu această modificare genetică și va deveni un homosexual. La asta te refereai. Este adevărat, dar și persoanei care i-a fost injectat acest cromozom își schimbă frecvențele, făcându-l să aibă o curiozitate amplificată în ceea ce este cealaltă sferă, în a cunoaște alte senzații. Ok. Deci nu e neapărat ce am explicat eu, ce am înțeles. Nu neapărat, dar se întâmplă. Se întâmplă și... Da, pentru că fiind prezent acest cromozom în această persoană, prin actul sexual, prin spermă în acest caz, este transmisă această vibrație, această vibrație copilului, care celulelor care se creează în pântec. Da, am înțeles foarte bine. Dar acum observă un adult, da? Mai întâi, care i-a fost introdus această se întrerupe. Alo? Tamara? Mă auzi? Acum? Rămâi. Nu e nicio problemă. Mă auzi? Acum, da. Foarte bine. Nu contează, rămâi, că totul este foarte bine. Acum observ această persoană, da, adultă, care după ce i s-a introdus acest, cum am spus, acești cromozomi, da, modificați. Așa, observă-i corpurile energetice, da? Partea subliminală, în energetic, în metafizic, ce se întâmplă cu corpurile energetice a acestei persoane? Corpul mental, emoțional și sexual. Sunt bruiate. Așa. Li se schimbă nu neapărat frecvența, dar ca și ca o chiar pe DNA-ul eteric. Drei, dacă mă auzi. Mă auzi? Eu tot da, încă de internetul, da. Hai. Mă auzi? Andreea? Da, te aud. Așa. Numai o secundă, te rog, o secundă. Foarte bine, acum continuăm. Eram la
tipurile energetice, da? Da, îți începusem a spune Uh-huh. Că și în corpurile energetice se întâmplă o transformare. Uh-huh. Cum nu ar mai fi? sunt nu mai sunt limpezi, dar sunt niște informații amestecate în interiorul acestor energii, în interiorul Uh-huh. acestor corpuri energetice. Niște coduri bruiază ceea ce este naturalitatea acelui corp energetic. Mm-hmm. Foarte bine. Acum mergem în primul moment la trei al meu, când s-a luat decizia de a se face această experimentare pe corpul uman. Și îmi spui unde suntem și cine sunt cei care au făcut aceste experimente. 1, 2, 3. Egipțien mi-a venit. Mm-hmm. Văd niște egipțieni cu o masă de piatră care fac niște experimente dar văd că sunt Observă dacă sunt pe umani. Pe planul fizic Așa. văd. Observă dacă sunt umani. Da. Toți sunt umani de acolo? Par doi ar părea mai înalți. Mm-hmm. Care sunt în partea dreaptă a acestei mese de piatră. Așa. Iar ei introduc în capul unor egipțieni mm-hmm. mai mici să facă acest tip de experiment. Dar observă, acest tip de experiment este adus din afara terei? Doar informațiile sunt Mm-hmm. din afara terei și vor fi introduse într-un corp uman mm-hmm. prin burtă de la buric în jos, ca și mm-hmm. s-ar face o tăietură și sunt introduse niște informații, niște coduri. Am înțeles. Dar observă de unde au acești umani, acești egipteni, informații, de la ce entități? Eu îi văd, cum îți spuneam, ca niște egipteni, dar foarte înalți, dar Mm-hmm. și de culoare neagră, care sunt în spatele acestor acte de acești egipteni pământeni nu știu că în spatele lor se află aceste entități care le dau ca și ar pune pe un bisturiu mm-hmm. sau nu știu dacă se numește așa, un cuțitaș. Aceștia ar pune niște informații mm-hmm. și când burta este tăiată, penetrează informațiile în interiorul acestui corp și dezvoltă o malformație genetică. Mm-hmm. Foarte bine, Andreea. Știi ce vom face?
La 3 al meu, vei primi informația. Nu, la 3 al meu, în acele persoane, cum le vezi tu, da, egiptene, care fac acele incizii, acea intervenție, vor lua forma originală. 1, 2, 3. Sunt niște sclavi al acestor due faraoni. Ok, și din ce rasă? Lucrează pentru ei. Parte? Cum arată? Descrie. Ca umanoizi. Mm-hmm. Au sembianțele umane, dar pare că în DNA-ul lor este prezent, este amestecat. Ok. Iar cine ei este sunt șeful sclavii din acestora. Din aceste entități? Hermes. Hermes. Ok. Observă de ce aceste entități aveau nevoie de a face aceste schimbări în corpul uman fizic, cu ce scop și ne ocupăm cu asta. La ce îi ajută pe ei ca umanii în dezvoltare. Să experimenteze? În dezvoltarea cui? În dezvoltarea conștiinței lor. A lor ca specie extraterestră? Da. Ok. Și asta în ce sens ar însemna? Adică ei ce experimentează prin experiența unui uman? Cum simt ei ceea ce experimentează un uman? De fapt, ce câștigă ei? Mai exact. Clonări. Mm-hmm. Pot fi dezvoltate pentru clonări. Mm-hmm. Pentru a produce alte rase. Mm-hmm. Cu bisexualitate. Mm-hmm. Da. Foarte bine, Andreea. Mă las să stau de vorbă cu șeful acestor entități. Spune, eu nu vreau. Nu vrea? Foarte bine, oricum, informații tot aflăm. Băgat da. Destul de deja. V-ați băgat destul deja. Mm-hmm. Și încă o să ne mai băgăm nicio problemă. Foarte bine. Nu știu ce... Nu știți în ce anume intrați. Ba, știm. Informații superioare vouă. A, să vezi. Altul care ne consideră inferior. Foarte bine, nu e nicio problemă. Noi îi mulțumim. Hai să deconectează de aici, Andreea, și ne întoarcem în prezentul de unde îți vorbesc. 1, 2, 3. Da. Foarte bine. Acum Andreea caută în planul metafizic o parte subliminală care aparține unui homosexual. Da. Și spune-mi, ce vezi diferit la această parte subliminală față de partea subliminală a unui heterosexual? Timiditate. Ok. Corpurile energetice cum sunt? Nealineate. Mm-hmm. Observă dacă, datorită faptului că o persoană este homosexuală,
Entitățile care au produs această schimbare, da, cromozomală a ADN-ului și tot ce ține, da, de formarea celulară a corpului uman, a omului, sunt o hrană mai bună. Ce au de câștigat? Nu știu dacă m-am exprimat corect. Da, dar... da, te-ai exprimat bine. Încerc să... nu neapărat câștigă la nivel energetic. Foarte puțin, în foarte mică măsură, la nivel energetic, ei câștigă ca o hrană sau ca... Pe ei interesează dezvoltarea lor. Și mai exact ce în dezvoltarea lor? Observă. Capacitatea de înmagazinare a informațiilor provenite din mai multe locuri. Mai multe locuri? Care ar fi aceste locuri? Pământ și alte spații. Ok, acum că ai pomenit de alte spații, observă dacă există homosexualitate și în alte dimensiuni, pe alte planete, Andreea. Da, și se vrea acest lucru. Încă o dată mai formulez întrebarea. La ce ajută homosexualitatea în plan fizic și energetic? De ce se vrea acest lucru? Ambiguitate, nesiguranță de sine, neînțelegerea propriilor capacități, neînțelegerea propriei ființe. Dar, ok, dar observă ca societate pe Terra, da, pentru că nu toată lumea, nu vreau să contaminez întrebarea, dar pentru că nu toată lumea e deschisă la ceea ce privește a fi cineva diferit de el, da? Observă dacă s-a căutat dezbinarea societății, discriminarea și toate aceste acest lucruri. Haos. Da, s-a care... creat un haos, a vrut să se fie creat un haos tocmai pentru neînțelegerea capacității omului de a fi cine vrea să fie. Da. Nu neapărat ei sunt hrăniți prin chestia aceasta, dar dar într-un fel sau altul a fost totuși nevoie să se creeze acest haos. Andreea, observă acum o parte subliminală, da, care este homosexuală încă de la naștere, da? Și a crescut adult, este homosexual, da? Observă dacă cu asta el știa, să spunem, de la reîncarnare, că asta va experimenta în viața prezentă ca și homosexual. Da. Știa? Știa. Dar nu sunt toți la fel. Ok. Au nevoie să experimenteze. Au acceptat că au vrut ei sau unii din ei au acceptat că au vrut sau alții nici măcar nu au știut că vor experimenta așa ceva? Unii au vrut din curiozitatea cunoașterii de sine. Alții, în schimb, au fost manipulați, îmi vine cuvântul manipulați, trimiși pentru că în viețile anterioare creaseră un anumit tip de energie care facilita aceste experimente cromozomale, nu știu dacă am spus bine, da, ale acestor entități. Foarte bine.
Acum te deconectezi de la aceste informații și observă o persoană intersexuală, intersex. Observă-i partea subliminală. Mă auzi, Andreea? Da. Observă-i partea subliminală. Observă-i ADN-ul. Și limpede. Compară. Limpede. Limpede în ce sens observi ADN-ul? Față de o persoană hetero, hai să avem, să ai în fața ta, deci caută, trei părți subliminale. A unui homosexual, a unui heterosexual și a unui intersex. Și compară-le între ele, cum le observi la fiecare ADN-ul și corpurile energetice. În al treilea, văd un DNA limpede. În heterosexual, o amestecătură de informații cu predominanță spre un anume tip de informații. Iar la homosexual, văd, vine cuvântul curiozitate. Ok, foarte bine. Acum observ această parte subliminală al intersexului sau cum mai este numit și... bisexual. Nu, hermafrodit, dar nu este chiar corect termenul. Dacă intersex sau transgen, da? Dacă a ales la fel, el experiența în această viață să fie intersex. Prin naturalitate, suntem toți așa. Mm-hmm. Prin cunoașterea de sine, a ales o experiență de așa natură. Da. Totuși, persoanele hermafrodite, după cum știm, intersex, au existența ambelor sexe. Pentru că provin din... au menținut în interiorul lor un DNA foarte antic. Antic. Așa, ceea ce știm. Hai să mergem în momentul când s-a format primul embrion și va ajunge la când se va naște o persoană intersex, da? O persoană hermafrodită și să observăm ce a produs această modificare celulară, cromozomială, în tot ceea ce privește organismul, da? În a forma un corp fizic. 1, 2, 3. Eu am informația, nu știu dacă ți este de folos. Noi, ființe umane, avem această caracteristică pentru că suntem cu aceste două energii. Exact. Mi-a apărut imaginea acelor faraoni care au vrut să
cerceteze și să vadă până unde poate fi schimbat și denaturat acest aspect uman. Exact. Deci, după cum știm, noi suntem formați din două energii, da? Pentru că de aceea și putem să experimentăm ori într-o viață ca femeie, ca bărbat, ok, înțelegem lucrul. S-au folosit. Mă auzi? Da, te aud. Ok, avem aceste două energii, da? Da. Care sau dualitatea, într-un cuvânt mai bine spus. Dar totuși, asta vorbind din punct de vedere energetic, dar din punct de vedere fizic, de cum se ajunge la această modificare? Prin cromozomii modificați. Așa. Și această modificare, de ce este făcută? La ce ajută pe cei ce au făcut această experiență pe umani? Da, pe noi nu ne ajută, pe ei îi ajută în a-și cunoaște puterea de a experimenta pe rasa umană. Am înțeles. Deci totul sunt experimente. Experimente. Exact. Pentru că despre, la fel, persoanele intersex sau hermafrodite, putem vorbi la fel din cele mai vechi timpuri. Exact. Despre aceste persoane, ca și homosexualitatea. Acum. Observă acum, totuși, cum sunt observați, cum sunt priviți în societatea noastră de astăzi, în prezent, aceste persoane mai puțin. Cer scuze. Acum revenim în prezentul de unde îți vorbesc, Andreea, la 3. 1, 2, 3. Și observă în prezent cum sunt observate, cum sunt privite de societate aceste persoane homosexuale, transgender și intersexuale. Cu superioritate. Ca niște anomalii. Care nu își au locul aici. Foarte bine. Da. După cum bine știm, sunt și foarte multe asociații sau grupări ale acestor persoane care societatea, din păcate, îi respinge. Îi vor eliminați. Acum, Andreea, vreau să observi și un transgender. Un transgender, ca să explic, sunt persoane normale, sunt și intersexualitatea, da, este normală, homosexualitatea, toți suntem normali, chiar dacă suntem heterosexuali sau nu. Transgenderii sunt persoanele care se nasc cu un sex, da, cu organul sexual de la naștere, dar ei nu simt că sunt
ceea ce s-au născut. Să presupunem un bărbat, el nu simte că este bărbat, este de fapt, el simte în interiorul lui că este femeie. Acum observă o parte subliminală a unui transgender. Să putem lămuri și acest lucru și pentru a cunoaște mai bine situațiile. Observă dacă la reîncarnare a ales să se nască bărbat sau... Nu. Nu. A fost forțat pentru a crea ceea ce era nevoie pentru aceste entități. Este un experiment valoros. Am înțeles. Pentru că ei au emoțiile foarte bine... nu au emoțiile, cum vreau să spun. E vorba că aceste persoane, neacceptându-se, corpul emoțional este foarte productiv la modul că ei, în primul rând, nu se acceptă, devin persoane depresive, plus societatea nu îi acceptă. Exact. Din păcate, unele familii al acestor persoane îi resping și normal că ajung să fie hrană. Este un lanț. Da, ca un lanț trofic, ca să spunem așa. Da. Acum știi ce aș vrea să facem, Andreea? Să-mi cauți o parte subliminală a unui a unei persoane transgen. Da. Întreabă cum o cheamă, ne prezinți. Emilia. Emilia. Să înțeleg că este un fost bărbat care acum este femeie. Sau invers. Este femeie. Da. Da, a fost bărbat. A fost bărbat și a devenit femeie. Foarte bine. Ok. Și încă ceva. Această persoană, Emilia, a fost bărbat, este femeie, a reușit să-și facă acea intervenție chirurgicală pentru schimbarea de sex? Da, o văd pe o masă chirurgicală de inox. Dar... În plan fizic sau în plan eteric? Nu, pare în plan eteric, dar ca și ar fi fost și în plan fizic. Observă ce schimbări i s-au întâmplat, că în tocmai asta vroiam să ajungem. Observă ce schimbări la nivel subliminal, da, în plan metafizic, în momentul acestei intervenții chirurgicale s-a întâmplat. M-am făcut înțeleasă? Da. Dacă au avut loc schimbări în corpurile energetice, da? Metafizice, da. Și în O parte din esența, să spune din sufletul, spiritul, din esența. Din partea subliminală, da, esența, da. Da. A fost pierdută. A fost colectată. Așa. A fost colectată pentru ulterioare experimentări. Pentru experimente. A entităților. Observă, da, ce entități au intervenit în acel moment. Eu am prezent figura acestor faraoni cu niște degete foarte lungi, subțiri, care prin atingerea lor, cum ar fi la buricul degetelor, au amprenta care produce o vibrație. Și ei colectează această energie preluată ca un magnet prin degetele acestora.
Foarte bine. Nu mi-amintesc acum, sincer, dacă te-am întrebat sau nu, dacă Emilia a vrut să fie când la reîncarnare a venit, deci înainte să la reîncarnare s-a spus sau nu ce sex va avea. Da, i s-a spus că va fi femeie. Așa. Și, într-adevăr, acum ai devenit femeie. A, dar la reîncarnare a trimis-o ca bărbat. Da, pentru a produce multă scăzută stimă de sine, nerecunoașterea propriei identități. Pentru că ea știa că trebuia să fie femeie, dar și asta a bulversat-o foarte mult și a creat în ea energii de frecvență joasă. Și a produs și în jurul ei, de asemenea, prin faptul că era neacceptată, ea nu se accepta pe sine și nici ceilalți nu reușeau să o înțeleagă. Am înțeles foarte bine. Emilia, este de acord să stea de vorbă cu noi? Desigur. Andreea, la trei, lasă-mă cu Emilia. 1, 2, 3. Spune. Bună, Emilia. Colega mea, cred că ne-a prezentat. Eu sunt Tamara. Bună. Și îmi cer scuze dacă te deranjez. Nu te preocupa. Am niște întrebări, niște curiozități. Vreau și eu să-mi spui dacă în momentul când comunicam încă cu Andreea, ai observat acele informații despre tine. Da. Ce părere ai? Nu eram la curent cu aceste informații. Foarte bine. Sper să te ajute pe viitor, să înțelegi cât mai mult. Acum, de ce vreau să stau de vorbă cu tine? Din curiozitate. Nu numai curiozitatea, da, de mic copil am fost curioasă, sinceră să fiu, și m-a atras necunoscutul și tot ceea ce era diferit de mine. Pentru că oricum de mică și eu am fost văzută foarte diferit. O ciudată, ca să spun așa. Nu sunt în situația ta, dar mereu am căutat să înțeleg această comunitate, aceste persoane ca voi. Și nu o spun apăsat ca voi, vreau ca oamenii să înțeleagă cine sunteți voi cu adevărat. Ca societatea să înțeleagă că ceea ce este diferit este și frumos. Și nu sunteți o anomalie a societății sau un exemplu prost al societății. Am vreau fost să-mi spui... mințită. Exact. M-am documentat puțin despre voi. Și știu că nu este ușor prin a trece prin aceste procese, da, de copil, adolescent și așa mai departe până la adult. Dacă te rog frumos să-mi povestești cum, pe scurt, cum a fost copilăria ta, adolescența și momentul când ai ajuns la maturitate? Nu ai idee cât a fost de greu. Am fost neînțeleasă. Privită cu ochi străini de cei dragi mie. Eu însă mă priveam cu ochi străini. Și până la eram urmă, cum ai? Împinsă. Eram împinsă de cine? De copii. Eram diferită și neînțeleasă. Tratată ca un
Nu era locul meu în acea societate pentru ei. Dar ei nu știau cât îmi era mie de greu să stau în acest corp și lângă ei. Dar nu era vina lor. Și ei așa au fost crescuți. Exact. Acum cum te simți după ce ai reușit să treci peste toate aceste obstacole și mai ales că ai reușit să-ți faci această intervenție chirurgicală? Ești mai împlinită? Te simți mai Nu bine? neapărat. Pentru că acordurile nu erau acestea. Am înțeles. Dar sunt mulțumită de informațiile pe care le am prin prisma voastră. Cu mare drag. Dar acum tu, ca om, te simți mai bine? Ai prieteni? Familia este alături de tine? Nu. M-au eliminat când încă eram adolescentă. Am creat între timp legături de stimă pentru că am arătat lor cine sunt cu adevărat. Iar aceia care au putut să vadă, au văzut. Tu în ce țară locuiești, Emilia? Finlanda. Am înțeles. Eu locuiesc în Anglia, de exemplu, și pot să spun că aici oamenii sunt mai deschiși. Am văzut cupluri de homosexuali care se țin de mână pe stradă. Au un comportament foarte educat. Nu am întâlnit transgender, sinceră să fiu. Și stau ascunși. Știu, pentru că societatea este foarte agresivă la adresa voastră a tuturor. Și cum am mai spus, discriminează foarte da, mult. Foarte mult și nu acceptă, în primul rând, diversitatea. Toți suntem diversi între noi până la urma urmei, că suntem chiar și heterosexuali. Toți avem anumite lucruri care ne fac să ne hibe datorită societății. Ce ai transmite unor părinți? Această sesiune să știi că va fi publicată. Și sper să ridice cât mai multe semne de întrebare și de schimbare a umanității. Ce transmiți unor părinți care se confruntă cu această situație referitor la copilul lor? Înțelegeți că perfecțiunea este în fiecare dintre noi. Alegerile sunt personale și de necontestat. Iubirea este mai presus de alegerea unui individ. Și acceptarea că toți suntem diferiți unii suntem de alții. Diferiți și suntem totodată la fel. Exact. Iar acum societății, umanității, ce poți să ne transmiți? Schimbare. Este nevoie de schimbare. Deschideți ochii, iar schimbarea va fi mai dulce decât o vedeți acum. Exact.
De ce crezi totuși că oamenii nu vor să accepte diversitatea, nu vor să o privească ca pe o normalitate, ceea ce este normală? Trăim într-un haos care de multe ori nu este dorit de către noi. Mulți vor să accepte, dar o parte din ei nu le permite. Care parte nu le permite și ce anume nu le permite, crezi? Părți conectate la entități deranjante. Eu știu ce cred? Că atât timp cât noi ca oameni, indivizi, nu ne acceptăm pe noi în primul rând, așa cum suntem, așa nu este. O să putem să acceptăm pe cei din jurul nostru. Așa este. Eu îți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Mereu am avut o curiozitate, dar benefică mie, în primul rând, pentru educația mea și am trei tu copii. Ai informații și am care trei te copii. Pot ajuta. Da. Și am căutat mereu informații. Am căutat. Mereu uneori priveam cuplurile, de exemplu, de gay. De la un moment dat mi s-a întâmplat, era un cuplu, mă uitam doar pur și simplu să-i studiez, nu să mă uit într-un mod urât la ei. Și unul din parteneri, într-un fel s-a uitat la mine, a pus mâna pe partenerul lui și într-un fel să-mi atragă atenția că ei sunt împreună. M-am simțit puțin jenată de faptul că mă uitam prea insistent la ei, dar mă uitam cu o curiozitate să văd de ce alți oameni percep răutate, percep cu răutate ceva frumos, o iubire care există într-adevăr și între persoanele care sunt mai diferite nouă, între ghilimele. Fiecare experimentează ceea ce este necesar să experimenteze în această viață. Exact. Ce ne place atât timp cât nu ne rănim pe noi sau pe cei din jurul nostru. Sunt de acord cu asta. Și îți mulțumesc frumos și sunt sigură și foarte sigură că sunteți persoane pline de iubire, pline de multă înțelegere și acceptare. Dar doar eu că sper... suntem neînțeleși. Exact. Dar va veni și timpul acela. Exact, va veni. Când oamenii nu se vor mai uita la exterior, ci la interior și vor lăsa iubirea să curgă. Când oamenii vor cunoaște... Când oamenii se vor cunoaște îndeajuns. Exact. Și să se înțeleagă mai întâi personal, la propriu, da, și după aia pe alții din jurul lor. Eu îți mulțumesc foarte mult, Emilia. Și la eu 3, îți mulțumesc. Împreună cu Andreea, o să-ți mai dau multe informații pe care să le accesez, să te ajut. Să înțelegi și tu mult mai bine anumite situații, da? La 3. 1, 2, 3. Spune-mi dacă le-ai primit. Pot să mai transmit și celorlalți. Bineînțeles. Poți să dai tuturor. Sunt mulți care au nevoie de aceste informații. Exact. Exact. Acum, eu îți mulțumesc frumos, îți doresc o viață plină de iubire, plină de pace și încredere în tine. Și nu uita, dacă te accepți tu pe tine și cei din jurul tău te vor accepta, da? Îți mulțumesc. Noi îți mulțumim. La revedere, lasă-mă cu Andreea. Andreea, deconectează-te. Cum te simți? Foarte bine. Avea o energie foarte frumoasă, da. Foarte bine. Acum și noi, Andreea, să dăm tuturor părților subliminale toate aceste informații pe care
le-am acumulat, le-am primit în această sesiune. Și întregii umanități. Și în primul, da, să înțelegem că nimeni și nimic nu este o anomalie. Toți suntem la fel. Totul se schimbă. La trei dăm toate aceste informații împreună. 1, 2, 3. Da. Foarte bine. Îți mulțumesc foarte mult, Andreea. Iar acum și eu. Îți observi cum te deconectezi de la toți și de la toate. Observi, văd spațiul tău energetic, cum este curat. Nicio informație din această sesiune nu a rămas în spațiul tău energetic. Observă-ți corpul mental, corpul emoțional și corpul sexual și adu-le la nivelul tău maxim energetic de funcționare. Într-un moment voi număra de la 1 la 3 și la 3 vei reveni aici și acum. 1. Ești plină de energie, de energia fericirii și simte această energie în întreg corpul tău. Și observă cum te echilibrezi cu această energie, cu această frecvență frumoasă înaltă. 2. Corpul tău devine din ce în ce mai lejer și mai revigorat. Și tu te simți foarte bine, ai o stare de bucurie, o stare de bine, o stare minunată cu tine însăți. 3. Deschide ochii. Cum te simți, Andreea? Foarte bine. Ți-a plăcut sesiunea? A fost foarte interesant când am canalizat-o pe Emilia. Da, și eu sunt foarte bucuroasă de reușita noastră. Iar eu îți mulțumesc, vă mulțumim tuturor. Mulțumim. Și să aveți o vizionare plăcută. Acum vă lăsăm cu calul. La revedere! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o
eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte? A dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre, chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio, è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano? Hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano. Eccetera, eccetera, eccetera. O possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi. Come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché?
queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima, su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
Non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.